Soldatul rus care a fost interceptat de Serviciul de Securitate al Ucrainei în timp ce vorbea cu soția sa, care îl sfătuia să violeze femei ucrainene, a fost luat prizonier lângă Izium. Roman Boikovski are 27 de ani și este un fost recrut al gărzii ruse, apoi soldat al regimentului 108 de asalt aeroportat de gardă, care a participat la anexarea Crimeei. Recent acesta se mutase alături de familie în peninsula anexată. Numele său a ajuns cunoscut după ce o interceptare a unei convorbiri avute cu soția sa a fost făcută publicată de SBU. Din discuția avută de Roman cu Olga, reiese că femeia ar cunoaște abuzurile comise de soldații ruși asupra ucrainienilor. Hai, violează femei ucrainene, doar nu-mi spune, înțeles? Principalul lucru este să te protejezi acolo, îi spune râzând rusoaica soțului ei. Roman Boikovski a fost luat prizonier în apropierea orașului Izium, regiunea Harkov, a scris publicația Obozrevatel, care a preluat o postare făcută de Ilia Ponomorev, fost deputat al Dumei de Stat a Federației Ruse pe pagina sa de Facebook. Soldatul armatei ruse din Crimea, căruia soția sa i-a recomandat să se protejeze dacă violează femei ucrainene, a fost luat prizonier de forțele armate ale Ucrainei lângă Izium, a scris Ilia pe Facebook. Într-o conversație cu jurnaliștii, soția Olga a declarat că soțul ei ar fi fost rănit și a fost tratat la Sevastopol. Încă de la începutul războiului în Ucraina au existat multe dovezi de violență sexuală din partea armatei ruse împotriva cetățenilor ucraineni. Pe 8 aprilie, Lyudmila Danisova, comisarul pentru drepturile omului din Ucraina, a cerut ONU să investigheze astfel de cazuri: violul unei fete de 14 ani, al unui băiat de 11 ani și al unei fete de 20 de ani în Bucha și Irpen, regiunea Kiev.